Știți că atunci am fost încă tânără, mai tânără. Fratele era la Cluj, la facultate de drept și era bun prieten cu Iuliu Maniu. Și Iuliu Maniu a dat la fratele un drapel, așa drapel mai vechi, care a fost așa roșu, galben și albastru. Nu era în lat, era în lungime. Și eu am mers la un profesor care mi-a făcut pe bilți, profesorul de pictură, care mi-a făcut un model frumos. Am mers și am tipărit pe steag și a reușit foarte bine. Am dus acasă, am cumpărat mătasă și cu două surori, cu Cornelia și cu Irina, am cusut drapelul, dar foarte bine a reușit. Am pus și sus și jos, este horă românesc și în mijlocul era steagul, adică tema României. Și am terminat. Și vine 1918 și am pus bine. Și vine Longhi acasă, din Cluj, și spune Longhi, unde steagul? Hai repede, pentru că a venit delegații de la județ ca să meargă la Alba Iulia și n-au drapelul. Și Gândi Spasile, care era directorul Astrei și era, a avut multe era directorul de la bancă, de la Maramureșana și era președintele asociației și a cerut steagul. Dar am spus, cum să ducem? Că am cusut pe o rudă. Atunci a spus Longhi, că era deja la facultate, era aproape un terminat cu facultate. Hai, Lucy, pune pe spate și mergem pe stradă. Mergem împreună, n-ai nicio frică. Și era timpul ungurilor. Și atunci noi am fost văzut, foarte rău am fost văzut. Și mergeam la piață, atunci nu era parcul, era gol acolo. Încă nu era 1 decembrie, era numai 18 decembrie. Și am mers acolo, acolo era ridicat așa o masă frumoasă și am pus așa sus steagul și am ținut la codă. Și au venit delegații și președintele Kindis stătea la strânga și veneau delegații și pus două degete pe steag și au jurat că nu se întoarce de la Alba Iulia, fără rezultat. Acum plec așa cum poate pe jos sau pe căruță, sau pentru că pe trenul lui voie să pleacă. Nu a dat voie de la miliție. No, și după ce s-a terminat, că erau 42 perechi de jurământ, pentru că Maramureșul atunci era întreg. Am avut și de la Apșa, și de la Apșa de mijloc, Apșa de jos, și Ungva, tot anul ăsta a fost, a Maramureșului. Și asta era povestea steagului.